Amin. În prezentările noastre anterioare, am început să ne uităm la începutul Israelului modern. Cum am început? Am văzut că am făcut aceleași greșeli cu acea istorie pe care le-am făcut și cu sfârșitul Israelului antic. Atunci când spunem că 22 octombrie 1844 este închiderea timpului de probă, de fapt ne referim la un fractal. Pentru primul grup care este chemat. În istoria eșecului, cine este, a cui este vina? Primul înger? Sora Catherine? Al doilea înger. Al doilea răspuns este corect. Este căderea celui de-al doilea înger. Primul înger întotdeauna are o greșeală. O problemă cu geografia. Al doilea înger trebuie să corecteze acea greșeală. În istoria lui Hristos, el o corectează. Dar Samuel Snow nu corectează greșeala lui Miller. Toate liniile de reformă încep în același fel. În istoria succesului, la un moment dat, în acea linie de reformă, sosește un al doilea mesager care corectează. Deci, atunci când ne uităm la războaie, voi desena două invazii. Ne vom uita la primul război mondial. Există o invazie în care Austro-Ungaria anexează Bosnia. Deci Austro-Ungaria cucerește Bosnia. Aici avem Statele Unite. În timpul nostru, Statele Unite cucerește Kuwaitul, războiul Golfului. În istoria războiilor mondiale este, în primul război mondial este o istorie a eșecului, iar în istoria noastră este o istorie a succesului. Nu am făcut însă nicio schimbare între partea victorioasă și victima. Austro-Ungaria sau Statele Unite cuceresc Bosnia sau Kuwaitul. Este pur și simplu o aplicație directă. Atunci când înaintăm mai departe pe linia noastră, discutăm acum istoria celui de-al doilea război mondial, dar este o istorie de eșec. Operațiunea Barbarossa. Acum avem Germania, care va invada Rusia, va lua teritoriu și la început câștigă. Aici avem anul 2019. Împăratul Nordului
Iar în timpul nostru se inversează rolurile. Împăratul Sudului va lua teritoriu de la Împăratul Nordului. Aceste lucruri au fost prezentate din octombrie 2016. Nu este nimic nou. Dar cu războaiele mondiale, fie că sunt eșec sau succes, ele încep în același mod. Iar apoi ceva este greșit. Sau ceva nu iese cum trebuie pentru Împăratul Nordului. Tot așa și linia noastră de reformă începe în același mod. Iar apoi în liniile de eșec ceva nu merge așa cum trebuie. Deci ne uitam la istoria milerită. Aceasta este istoria primului grup. Istoria pe care ne-am concentrat pentru majoritatea ultimilor 30 de ani. Atunci când ne uităm la linia mare, fiecare piatră de hotar este legată de un eveniment extern. La fel ca cei 144.000. Atunci când ne uităm la fractalul preoților, fiecare piatră de hotar este legată de un eveniment extern. Fie că este o piatră de hotar majoră sau mai mică. Ceea ce obișnuiam să prezentăm este că mileriții nu aveau evenimente externe. Cu excepția faptului că poate se întâmpla ceva în Roma sau în Orientul Mijlociu. Și la fel și Statele Unite nu avea evenimente externe în această istorie. Și de ce am crezut acest lucru? Că nu avea evenimente externe. Ei sunt aici. Ei cred că 22 octombrie 1944 este a doua venire. Și în realitate ei mai au încă 19 ani. Ei cred că mai au doar câteva luni, dar în realitate mai au 19 ani. Dacă ai doar câteva luni, cauți tu niște evenimente externe? Ei nu cred că mai este relevant, nu cred că se va mai întâmpla ceva. Deci, greșeala pe care au făcut-o i-a prevenit să observe evenimentele externe. Și în modul în care noi vedem istoria, am preluat aceeași idee. Dar noi știm că aceste pietre de hotar, 1850, 1861, 1863, toate au legătură cu problema sclaviei. Știm că există această problemă internă în America, care nu doar a început în 1850. Deci, ei trebuie să aibă evenimente externe în 1844 și în toate celelalte pietre de hotar. Motivul pentru care nu le-am căutat înainte este pentru că și noi am avut aceeași mentalitate ca și William Miller. Sora Cathy ne-a desenat această hartă. Cumva ne
schimbă perspectiva cu privire la Iran și Arabia Saudită. Vreau să ne reamintim cum arăta Statele Unite. Știu că sunt câteva lucruri care nu sunt chiar exacte. De exemplu, unele dintre granițele statelor s-au schimbat, s-au modificat, dar foarte vag. Portocaliul este 1798 și roșu este cum s-a extins până în 1844. Deci până în 1844 așa arăta America. V-am spus că voi citi și voi face referire foarte mult la o anumită carte. Nu este scrisă de un adventist, dar este se numește America 1844. Entuziasm religios, fervoare religioasă. Extindere către vest și alegerile prezidențiale care au transformat națiunea. Am citit un pasaj. Atunci când vorbește despre această fervoare religioasă, face referire în mod deosebit la două mișcări. Una dintre acele două mișcări. Care sunt acele două mișcări? Mileriții și mormonismul. Deci sunt mileriții și mormonii. Ambii vin din acea a doua trezire religioasă. Și ambii ajung la un punct de apogeu în 1844. Mileriții și mormonii sunt foarte legați, sunt foarte conectați cu acea istorie. Am vorbit despre greșeala lui Miller. Acum vreau să vorbesc și despre greșeala mea. Voi cita pe Joseph Smith, liderul mormonilor, comentariul lui asupra 22 octombrie. Am nevoie de câteva momente să găsesc pasajul. Este ușor de găsit atunci când nu-l cauți în mod deosebit. Vreau să folosesc cuvintele sale, pentru că sunt cuvinte interesante. Joseph Smith este un om foarte interesant. Dar dacă este nevoie să parafrazez, voi face asta. Pentru că se cunoștea unul pe celălalt foarte bine. Poate că nu personal, dar cu siguranță ca și mișcare. Se cunoșteau foarte bine. Și poate că... Probabil că...
Da, ok, l-am găsit. 10 martie 1844. Smith spune: iau asupra mea responsabilitatea să profetizez în numele Domnului că Domnul Hristos nu va veni anul acesta așa cum a profetizat Miller. Și de asemenea profetizez în numele Domnului că Hristos nu va veni nici în 40 de ani. Și dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin gura mea, El nu va veni în acea perioadă de timp. Și Iisus Hristos nu a descoperit niciodată vreunui om timpul precis al venirii sale. Mergi și citește Scripturile și nu vei găsi nimic care specifică timpul exact al venirii sale. Și toți care spun acest lucru sunt învățători falși. Joseph Smith era foarte mult opus lui William Miller. Sărata Mina? Vreau să mă întorc la 1863. Care înseamnă că asta ar fi fost o linie de succes? Și cum se poate că într-o linie de succes al doilea înger să aibă un mesaj greșit? Al doilea înger are o greșeală. Dar nu în linia lui Hristos și linia noastră, care sunt linii de succes. Dacă Hristos ar fi venit în 1863... Atunci totul din linia aceasta ar fi evident, ar fi arătat că aceasta ar urma să fie o linie de succes. Și în contextul acesta, cum putem avea al doilea înger cu un mesaj pe jumătate corect și pe jumătate greșit? El este blestemat sau sortit eșecului chiar de la început. Chiar din la timpul lui Samuel Snow. Ok, greșeala mea? Da, el este corect. Am spus azi dimineața că au făcut o greșeală cu citatul lui. El îl atribuie lui Miller și am crezut că era vorba de Bliss. Dar l-am căutat din nou și într-adevăr e corect. Care mă face pe mine fericită. Pentru că impresia mea a fost că toată cartea este foarte bine cercetată. Deci el îl citează într-adevăr pe Miller. Deși înainte am spus că e vorba de Bliss. Această carte a fost scrisă în martie 1844 și William Miller îi scrie lui Bliss. Îi scrie lui Bliss. Și William Miller crede că alegerile din 1844 nu vor avea loc niciodată. Pentru că înainte să voteze,
înainte să aleagă un președinte prin vot, împăratul împăraților va fi inaugurat pe scaunul statului. Vreau să fac un alt citat. Din nou aici e vorba de William Miller și el are asociați pe care noi nu știm foarte bine. Galusha, Garrett Smith. Aceștia sunt aboliționiști foarte puternici. Adică împotriva sclaviei. Și citind cartea, Miller este prea concentrat ca să-i mai pese de o astfel de probleme sau să implice în efortul de a elibera sclavii. Miller a văzut toată această politică ca și cum toți acești oameni păcătoși și o distragere. Ca fiind de la a doua venire, citându-l pe William Miller, în timp ce pretinși prieteni ai sclavilor își consumă toată muniția pe unii împotriva celorlalți, eliberarea sclavilor va fi foarte puțin, se vor gândi foarte puțin la eliberarea sclavilor. Dar ei sunt foarte prea ocupați luptându-se unul cu celălalt. Dumnezeu va elibera sclavii și numai la El putem să ne uităm. Deci unii mileriți se luptă pentru sfârșitul sclaviei. Și toate acestea sunt centrate pe alegerea din 1844. Care este una dintre cele mai alegerile cele mai centrale, da, puncte de cotitură din istoria americană. Și pentru că Miller crede că aceasta este a doua venire, el nu vede nicio relevanță în această problemă. El ratează toate cele evenimente externe. Și argumentul pe care John Vignell îl face este că acea alegere din 1844 a pregătit calea pentru compromisul din 1850 și războiul civil care urma să înceapă în 1861. Deci nu cred că vreodată îi prind din urmă, dar fiind atât de mult rămași în urmă, le ia foarte mult timp. Până în 1888 ei se trezesc. A.T. Jones face o petiție în Congres. Ei nu au făcut asta cu sclavia. Unii dintre ei erau destul de activi, dar chiar de la început, mulți dintre ei, inclusiv lideri, spuneau că această dezbatere este o distragere. Aceasta este ultima mea clasă cu voi. Nu era despre a face aplicație,
Însă vreau să ne provocăm ideile noastre sau mentalitatea noastră cu privire la aceste istorii. Am citit un pasaj. Acest bărbat spune: nu cred în egalitate politică sau socială între rasele albe și negre. Oamenii negri nu ar trebui să aibă dreptul să fie implicați în politică, să se căsătorească cu oameni albi, să poată să fie parte dintr-un juriu. Întotdeauna ar trebui să fie păstrat sub oamenii albi. Cine a spus asta? Sora Catherine. Acesta este Abraham Lincoln. Deci Abraham Lincoln nu credea în egalitatea rasială. Iar acest lucru este foarte bine documentat. În ultimii 150 de ani, l-am transformat într-un sfânt. Și asta nu este o imagine realistă. Vreau să ofer un fel de fundal context acestui citat. În această alegere din anul 1844, Lincoln nu este foarte bine cunoscut, dar este de această parte. Dar el încearcă să obțină susținători pentru Henry Clay. Henry Clay era unul dintre eroii săi. Deci este activ în anii 1840. În 1858, modul în care funcționa politica atunci era puțin diferit. Și legislaturile statale alegeau senatorii care să-i reprezinte. Deci, în 1858, el el candidează pentru alegeri pentru a fi senatorul din Illinois. Deci, Abraham Lincoln și este senatorul curent, împotriva căruia candidează Abraham Lincoln, Stephen Douglas. Deci există această campanie în 1858. Și ei se întâlnesc și au o dezbatere de 7 ori. Aceste dezbateri sunt foarte faimoase. Sunt tipărite și sunt trimise în tot statul și apoi în toată națiunea. Cu 2 ani mai târziu, Abraham Lincoln va candida la președinție și va câștiga. Dar el devine faimos în aceste dezbateri. Senatorul din Illinois. Da, Stephen Douglas este senatorul și Abraham Lincoln vrea să-l înlocuiască. De 7 ori ei se întâlnesc și au o dezbatere. A 4-a oară
Este pe 18 septembrie în Charleston. Am citit acest pasaj din acea dezbatere. Douglas este un democrat. Abraham Lincoln este un republican. Care provenea din partidul Whig sau. Deci Douglas este un democrat și este de partea sudului. Și interesul lui Abraham Lincoln este de partea nordului, el fiind republican. Și ambii se acuză unul pe celălalt ca fiind extremiști. Deci Douglas îi va spune lui Lincoln că tu vrei să eliberezi toți sclavii și să aduci egalitate rasială completă. Lincoln îi spune lui Douglas: vrei ca să faci sclavia legală pe toată, în toată țara. Și ambii se scuză și spun că nu sunt extremiști. Și în această dezbatere, Abraham Lincoln se va apăra că nu este extremist, că nu crede în egalitate. Nu crede că negrii ar trebui să aibă dreptul de vot. El spune: nu am niciun drept legal sau nicio dorință să sfârșesc sclavia în statele în care deja există. Deci el spune foarte clar că în statele care deja au sclavie nu voi opri sclavia. Deci acest partid al Whig, care era în mod deosebit activ în alegerile din 1840 și 1844, pentru că amintiți-vă că sunt la distanță de 4 ani și anul 1840 este o alegere. Deci știm că este important. În 1844 avem partidul Whig. La scurt timp acel partid se prăbușește și membrii acestui partid se împart în două partide politice diferite. Partidul Liberty sau Libertății sunt așa ziși și extremiști care cred în egalitate rasială. Și acest partid republican din Nord, ei nu susțin sclavia, însă sunt membri mai toleranți. Și aici există Abraham Lincoln, aici este el. El crede că sclavii care au fost eliberați nu ar trebui să trăiască lângă oamenii albi, ci ar trebui să fie trimiși înapoi în Africa. Ei nu doreau ca aceste rase să trăiască una lângă alta. Am început să ne punem, să ne provocăm înțelegerea pe care o avem cu privire la Abraham Lincoln. Sunt câteva secțiuni, în mod deosebit în 1861, despre războiul civil.
În mod deosebit, una este în Review and Herald. Review and Herald, 27 august. Item 1861. Paragraful 9. Aveți acest pasaj în... Există doar o singură propoziție pe care vreau să o evidențiez. Ea vede această viziune ca fiind o bătălie dintre nord și sud. Se năvălesc unul împotriva altuia și sunt foarte multe victime. Nordul invadează sudul. Nordul pare să să doboare, să treacă prin sud. Un înger coboară și și flutură mâna și creează confuzie în rândurile nordului. Deci atunci sudul începe să câștige. De ce în războiul civil Dumnezeu ajută sudul? De ce ar fi nordul mai vinovat? Erau, răspunsul lor a fost cu jumătate de inimă. Altcineva? De ce ar ajuta Dumnezeu sudul? Sora Kathy? Pentru că asupra lor era responsabilitatea să elibereze sclavii. Și nu și-au făcut treaba pe care trebuia să o facă. Așa că deoarece erau mai puternici în război, nu vrea ca războiul să termine prea curând, pentru că judecata lui Dumnezeu era asupra nordului. Pot să repeți ce ai spus într-o singură propoziție? Pentru că nu am prins conexiunea. Că judecata lui Dumnezeu este asupra nordului, nu asupra sudului. Sudul este pierdut. Ei sunt foarte adânc în acest păcat. Așa că Dumnezeu se uita la nord pentru a opri acest păcat. Și nordul a continuat să compromită. Și spune că mulți din nord păreau să creadă în eliberarea sclavilor. Dar în realitate, în inima lor, nu credeau. Deci Abraham Lincoln nu plănuia să elibereze sclavii. Și Ellen White ne duce înapoi la istoria lui Moise și Faraon.
Și ea spune, Dumnezeu îl va face, va forța pe Abraham Lincoln să elibereze sclavii. Pentru că el și asociații lui nu făceau ceea ce trebuia să facă. Mi se pare interesant cum teoriile conspirației continuă să fie demascate de profeție. Oamenii susțin în mod regulat că războiul civil nu era despre sclavie, ci despre drepturile statelor. Și ei fac asta pentru a apăra Sudul. Că statele trebuia să aibă dreptul de a decide pentru ele însele. Nordul era o dictatură care le spunea dacă puteau sau nu puteau să dețină sclavi. Ellen White spune că sclavia era cauza războiului civil, o singură cauză. Sclavia și doar sclavia a dus la războiul civil. Sudul este deja pierdut în acest păcat, ca și faraon în Egipt, până când durerea este prea mare, sclavia nu se va sfârși. Deci nordul trebuie să fie rănit până când încep să intre în acțiune. Când a început nordul să câștige războiul civil? Frate Jim? Bătălia de la Gettysburg. Când au eliberat sclavii? Când a avut loc bătălia de la Gettysburg? Doar anul. 1863. În același an ca proclamarea de emancipare a sclavilor. Da, proclamarea care a eliberat sclavii. Chiar și acea proclamare nu era prea bună. Patru din statele de graniță, care aparțineau Nordului, Uniunii, însă erau state sclave, care erau. Dacă erai în Uniune, Abraham Lincoln nu a eliberat niciun sclav. Acea proclamare a eliberat sclavii doar în Confederație, în Sud. Scopul ei era politic. În 1865, toate statele au eliberat sclavii. Deci, acel război civil nu poate să fie rapid. Dumnezeu trebuie să-l extindă până când faraon în final își lasă oamenii să plece. Și pentru a face asta, Dumnezeu trebuie să lase Sudul să câștige niște bătălii. 1863 încep procesul de a elibera sclavii. Și dintr-o dată Sudul începe să piardă totul. As we discussed,
Pe măsură ce am discutat acest an de alegeri, nu vreau să iau poziția lui William Miller sau fratele Jeff. Când spun că aceste două partide sunt la fel de rele. Nu sunt. Acestea nu sunt egale. Unul este pentru sclavie. Unul este împotrivă, dar are compromisuri. Pentru că refuză să fie puternic. Acestea două nu sunt egale. Douglas este pentru sclavie. El este pentru Sud. Există acest concept, dacă nu beneficiezi de primul înger, nu poți să-l primești pe cel de-al doilea. Nu are niciun sens ca Dumnezeu să testeze Sudul. Ei au eșuat profund. De aceea testul este asupra Nordului. Dar nu vreau să evidențiez ideea că sunt egali. Nu sunt. James White spunea cu mândrie, fiecare millerit a votat pentru Abraham Lincoln, dintre cei care au votat. Ei știau că acești doi nu sunt egali. Dar trebuie să ne amintim greșelile pe care le-a făcut această parte. În acea istorie, cornul republican s-a frânt. Vreau să mă întorc la niște pasaje. Vreau să evidențiez această linie puțin mai mult. Și vreau să evidențiez niște istorie. Voi lăsa această zonă să vedeți ce vine după octombrie 1844. Dar vreau să evidențiez lucrurile care s-au întâmplat înainte. Voi lăsa acest marcaj ca fiind doar 1844. Știm că sclavia era păcatul care a umplut cupa Americii chiar dinainte de timpul sfârșitului. Corecție, de fapt. Cupa începe să se umple de atunci, nu de dinainte. Deci sclavia a fost o problemă chiar de dinainte de timpul sfârșitului. Am avut noi greșeli înainte de timpul sau la timpul sfârșitului? Dacă vă aduceți aminte de Fapte 27, Adventismul în 1798, ei nu înțeleg. Comparăm și contrastăm Adventismul și Statele Unite. Două instituții. Deci este natural că în 1798 Statele Unite trebuie să învețe niște lecții. Nu cred că lucrul acesta este neobișnuit. Noi avem greșeli și ei au greșeli. Contează ceea ce facem după. Dacă învățăm sau ne dezvățăm.
Deci, în 1831 începe să existe un răspuns mai unificat împotriva sclaviei. Acesta este începutul ziarului Liberatorul sau Eliberatorul. Deci, în 1831 este William, îl citim pe William Lloyd Garrison, care este fondatorul acestui ziar, Eliberatorul, și aboliționiștii din Boston. Da, se pare că totul se întâmplă în Boston. Tot ei întemeiază societatea antisclaviei din Noua Anglie. Tot aici avem și răzvrătirea sclavilor. Este o răzvrătire foarte cunoscută. Și liderul acestei răzvrătiri este un sclav pe nume Nat Turner. Și ei ucid foarte mulți deținători de sclavi. Și lucrurile continuă să crească până în 1833, când se formează Societatea Americană Antisclavie. Puteți deja să vedeți că există acest val care tot crește în legătură cu sclavie. În 1836, politicienii din Washington devin frustrați pentru că ei continuă să primească petiții în legătură cu sclavia. Și spun că aceste petiții îi distrag de la lucrul pe care l-au de făcut. Spun că nu pot să facă nimic pentru că oamenii continuă să ne facă petiții cu privire la sclavie. Așa că introduc ceva numit regula Atunci când răpești pe cineva și îi lipești gura, acest proces, da, se numește îi amuțești, da, le pui ceva pe gură ca să nu poată să nu poată să vorbească, da? Și au introdus această regulă, numită regula amuțirii, cum ar veni, da? Sau aducerii la tăcere. În 1836 introduc această regulă. Și ceea ce spun este că oricine vrea să vorbească cu Congresul despre sclavie, le punem scoci pe gură, cum ar veni. Congresul nu vrea să audă nimic care are de-a face cu sclavia. Dacă vorbim despre E.T. Jones care vorbește în Congres, da, nimeni nu putea măcar să abordeze Congresul cu privire la problema sclaviei. Lucrul acesta a fost interzis din 1836 până în 1844. Problema este că această inițiativă este condusă de Polk, un democrat,
Însă și partidul Whigs participă. Pentru că nici pentru ei nici lor nu le face bine politic să vorbească despre sclavie. Este prea controversat sau provoacă dezbinare prea mult. Deci, partidul Whigs fac un compromis pentru că le este teamă că această problemă îi va afecta politic negativ. Și aceasta este problema chiar până la Lincoln. Le este teamă să nu-i fie răniți politic, așa că în mod continuu ei fac acest compromis. Atunci când aliniem 1831 până în 1833, este o formulare a mesajului nostru. Și tot atunci aceste societăți se formau, aceste mișcări împotriva sclaviei. Și existau mileriți care erau asociați cu aceste mișcări. De fapt, cred că chiar una dintre ele era, unul dintre cofondatori era mileriți al acestei mișcări. Deci, ajungem la alegerile din 1840. Cine a câștigat alegerile din 1840? Cred că era Harrison. De ce nu este mai cunoscut? William Harrison. De ce nu vorbim mai mult despre William Harrison? El candida împotriva lui Martin Van Buren. Acel om este interesant. El este democrat, dar ajunge să fie împotriva sclaviei. Deci cumva este eliminat din partid. În timp ce partidul devine din ce în ce mai radical pro-sclavie. Știu că situația e mult mai complicată, însă el are o istorie lungă. William Harrison a câștigat împotriva lui Martin Van Buren. Iar apoi ce se întâmplă cu William Harrison? Cam la o lună după inaugurare moare. Deci el este președinte pentru doar o lună. Iar apoi John Tyler devine președinte. Problema cu Tyler, el era vicepreședintele, dar el nu este cu adevărat un din partidul Whig. El constant trădează acest partid. Nimănui nu-i place de el. Însă el dezvoltă această idee că pentru a câștiga realegerea există o problemă care nu a captivat națiunea înainte. Și acum s-ar putea să captiveze. Și acea problemă este Texas, acel subiect. La vremea aceea, Texas aparținea Mexicului. Ei au obținut independență de la Mexic, însă ei încă se află sub sfera de influență a Mexicului.
Ei încă se află sub sfera de influența Texasului, însă au și au dezvoltat niște independență. Deci Texas s-a luptat pentru independența lor. Dar Mexic însă cumva simte că are Mexic în Texas în proprietatea lor. Sunt trei grupuri care simt că pot să obțină Texasul. Mexic, pe care l-a avut și l-a pierdut. Statele Unite, adică democrații, care vor să-l transforme într-un stat sclav, cu sclavie, și Marea Britanie. Marea Britanie are interes în Texas. Ei au făcut și niște negocieri cu Texas. Dar ei spun Texasului, ne așteptăm ca să fie un stat liber și sclavia nu va fi permisă dacă ești de partea noastră. Asta îi înfurie foarte mult pe democrați. De fapt, toată lumea este puțin îngrijorată, dar democrații sunt foarte furioși. Dar sunt furioși pentru că Marea Britanie interferează într-un stat care este la granița cu ei. Și introduc în sud aceste idei antisclaviei, ale antisclaviei. Mai am doar câteva minute. Voi spune doar câteva lucruri. Există un explorator care călătorește în vest în 1833 și 1834. Numele lui este John Fremont. Călătorește către vest ca și explorator. Scrie niște notițe detaliate, le ia acasă și soția lui le formulează într-o broșură foarte ușor de citit. El se întoarce acasă cu notițele lui în 1844 și se împrăștie foarte rapid în 1845. Și pe parcursul acestei cărți, el se face referire la un anumit misionar, un misionar cu o ideologie. Ideologia este destinul manifestat sau revelat. Cu toții am auzit de destinul manifestat. Am auzit cu toții de asta. În 1844, alegerile, subiectul alegerilor este cum ar trebui să arate Statele Unite. Henry Clay și Abraham Lincoln, partidul lor, argumentul lor este că suntem destul de mari. Nu trebuie să fim o națiune imperialistă. Hai să avem grijă de problemele noastre interne. Însă Partidul Democrat au o ideologie religioasă care pentru prima dată este denumită Destinul Manifest, Manifest Destiny, în 1845. Și această ideologie prezintă faptul că este destinul Statelor Unite,
este manifestat și cu toți ar trebui să poată să-l vadă. Este destinul lor să se extindă de la mare la mare. Cred că cu toții am recunoaște fotografia dacă am vedea-o. Chiar dacă nu știați că era aceasta, există acest înger foarte mare și mărșăluiește peste câmpii. Și în jurul picioarelor sunt toate aceste vagoane sau căruțe mici care călătoresc înspre vest. Aceasta este o idee religioasă că Dumnezeu intenționează pentru America că acest spațiu le aparține, da, le-a fost dat de Dumnezeu. Dacă ați văzut această fotografie, aceasta este imaginea care a fost promovată cu ideologia Manifest Destiny. Acest lucru arată cum atunci când James Polk câștigă, ei vor anexa Texasul, se vor lupta cu Mexic, se vor certa cu Marea Britanie și vor lua Texas, California, Oregon. Dacă ați căuta expresia Manifest Destiny, veți afla că președintele James Polk este liderul cel mai asociat cu Manifest Destiny. Problema este că acesta este un partidul democrat. Tot acest teritoriu nou va fi ore un teritoriu sclav sau liber. Prin această alegere din 1844, Henry Clay face niște greșeli majore. El face același lucru pe care l-a făcut și Abraham Lincoln. Le spune statelor din Nord că nu sunt interesat de Texas, cred în eliberarea sclavilor, este îngrijorat de voturile lui din Sud, puterea politică din Sud. El astfel scrie ziarilor din Sud trei scrisori și sunt cam ca dezbaterile lui Lincoln. El spune Sudului, poți să ai încredere în mine. Nu sunt un extremist. Și mie mi-ar plăcea să am Texas. Poate că vom obține Texasul. Nu voi interfera în sclavia voastră. Vom compromite, vom lucra împreună. Dar în aceste trei scrisori pe care le scrie Sudului, ajung în mâinile Nordului. Deci el nu și-a făcut prieteni în Sud, dar acum Nordul, acei aboliționiști extremi, îl văd ca fiind un trădător. El a compromis. Henry Clay a pierdut alegerile. El reprezintă Nordul,
pentru că a compromis. Și oamenii care cu adevărat au crezut în abolirea sclaviei au votat pentru Partidul Liberty, mulți dintre ei. Deci s-au împărțit voturile. El totuși încă este alegerea corectă, aceștia nu sunt egali. Dar el a pierdut încrederea Nordului, care este același lucru pe care l-a făcut și Lincoln. Este interesant. De ce parte stăteau mileriții? În ciuda crezului lor în a doua venire iminentă, încă aveau o înclinație politică. Ni se spune că ei au fost de partea lui Abraham Lincoln aici. Mileriții. După pierderea lui Clay în alegerea din 1844, un ziar din Boston, care susținea partidul Whig, ei acuzau că dificultățile partidului Whig din Boston, o parte din eșecul lor de a câștiga alegerile, erau faptul că mileriții nu au votat. Deci Boston spune, ziarul din Boston spune că mileriții nu au votat. Și de aceea am pierdut alegerile din Boston. Deci mileriții au fost de partea lui Lincoln și acest ziar știe că mileriții nu vor vota cu James Polk, ci vor vota cu Henry Clay. Și dacă nu ar fi avut această greșeală, ei ar fi fost ar fi avut mentalitatea să voteze. Citând ziarul, spune că mileriții nu s-au gândit să voteze pentru țară, după ce lumea va fi distrusă. Dar democrații au fost prudenți. Într-un oraș au trimis o avertizare. Că există o mică grupare a mileriților care vor vota pentru partidul Whig. Deci, înclinația lor politică era cunoscută. Pentru toate problemele pe care le aveau, aceasta era partea care avea o speranță, da? Vreau să termin un citat. Să închei cu un citat. În mod deosebit, partea care îmi place cel mai mult în această carte este epilogul, unde spune cum istoria ar fi putut să fie diferită dacă Clay ar fi câștigat alegerile. Mulți istorici au spus că acesta ar fi modificat foarte drastic istoria americană.
nu ar fi fost aceste anexări imediate. America ar fi crescut treptat, dar pașnic. Cum ar fi tratat indienii americani din aceste teritoriu? Fără această idee de manifest destiny, că ar trebui să se extindă rapid, că Dumnezeu le-a dat toate aceste teritoriu, nu ar fi existat nicio dispută imediată despre aceste state sclave. Nu ar fi reparat problema, dar nu ar fi existat acest conflict imediat. Nu ar fi fost niciun compromis al 1850, pentru că compromisul 1850 spunea că, da, ok, vă vom ajuta să prindeți sclavii scăpați. Dacă permiteți Californiei să intre în Uniune. Deci există acest compromis din 1850, care este direct legat de această extindere a Americii. Nu ar fi existat niciun act al sclavului, legea sclavului fugitiv, care este un alt compromis scris de el. California probabil ar fi devenit independentă. Poate că s-ar fi unit cu Uniunea Americană. Dar lucrurile ar fi arătat foarte diferit. Sunt și alte lucruri care se întâmplă în acest an. Este același an în care se dezvoltă această idee de linie ferată transcontinentală. În istoria noastră, 1989, Big Bang-ul internetului ne ajută să ne transmitem mesajele pentru mileriți, ceea ce a ajutat pe ei să-și transmită mesajele. A fost introducerea căilor ferate. Da, vagoanele de pasageri, da? Călătoria cu trenul. Nu exista înainte de 1798. Deci în 1844, a început ideea că au nevoie de o caile ferate de la o mare la alta. Ei nici măcar nu dețineau majoritatea acelui teritoriu. Dar ei știu că trebuie să le aparțină. El face referire la Clay, la Henry Clay ca fiind marele pacifist. Pentru că tot ceea ce își dorea era pace. Dar pentru a obține pace, Nordul a compromis în continuu. În mod deosebit în 1844. După 1844, acest partid Whig s-au obișnuit cu ideea extinderii, ideile expansioniste. Deci nu s-au mai opus acestor idei de manifest destiny.
și au devenit și ei parte din acea problemă. Întrebarea pe care el o pune în toată cartea este cât de diferită ar fi arătat America astăzi dacă nu ar fi fost alegerile din 1840, dacă n-ar fi fost acel rezultat. 1844, îmi cer scuze. Este un citat care îmi place din A.T. Jones. Nu l-am auzit pe A.T. Jones vorbind foarte mult despre acest subiect. Dar în istoria sa, ca anii 1890-1990, America se extinde în Filipine, Hawaii. Da. Poate nu Hawaii. Acest lucru este scris în 1898. El va vorbi despre Manifest Destiny. Este în acel context. Vă voi da referința. 12 iulie 1898. Nu vei citi pe tot. Spune că este inevitabil ca cei care în mod continuu încearcă să ne mărească, să ne crească teritoriul, să fie tentați să ridice strigătul Manifest Destiny. De asemenea, este inevitabil atunci când un om are o fermă și cumpără un teren lângă ferma lui, atunci el va dori și alt teren și va continua la nesfârșit. El va continua să continue să-și mărească terenul. Iar acel fermier care cade în această ispită, mai devreme sau mai târziu va cădea în durere. Este cel mai sever test al judecății și autocontrolului. Pentru o națiune atunci când știe cum să se oprească. Dacă paragraful 10. Singura republică care a existat înainte este Republica Romei. Odată ce Roma a devenit imperială ca și teritoriu, a devenit imperială și ca spirit. Iar apoi, la scurt timp, a devenit imperială și în guvern. Dacă au un împărat, nu-i așa? Dacă ești imperial în teritoriu, conceptul unui imperiu, vei deveni
în spirit și apoi în guvern. Asta este cărarea pe care a luat-o Roma Antică. Și asta este dezbaterea anului 1844. Vom fi noi imperial în teritoriu, în modul în care ne administrăm teritoriul? Pentru că este cel mai mare test este să știi când să te oprești. În momentul în care au picat acel test în 1844, ei au preluat mentalitatea Manifest Destiny și nu se mai putea opri. Nu se putea opri la Texas. Trebuia să se răspândească în toată țara. Iar apoi continuă cu Hawaii, Alaska, alte insule. Iar apoi avem două războaie mondiale. Devine dictatorul Națiunilor Unite. Iar apoi NATO. Acum are controlul asupra Europei. Bucățică cu bucățică, întreaga lume. Trebuie să te întrebi. Nu este doar pentru acea istorie, pentru istoria noastră. America astăzi este o consecință a anului 1844. Intenția mea nu a fost să fac aplicații. 1831 și 33. Arată că această problemă a sclaviei are legătură cu pietrele de hotar ale acestei linii. Nu este doar sclavia. Este și modul în care se vor raporta la alte națiuni și indienii americani. Dar nu este exact sau corect să spunem că nu sunt evenimente externe în 1844. Pentru că noi trăim cu rezultatul acelei decizii astăzi. În același timp, partea care era de partea dreaptă, au continuat să compromită. Am vorbit înainte despre Reagan. Când stă în fața Congresului și spune că nu este nicio înlocuire pentru conducerea americană. Pot să vă arăt un clip paralel al lui Hillary Clinton, în care spune că nu există niciun înlocuitor pentru conducerea americană. Nu vreau să spun că cei doi sunt egali. Trump și Clinton nu sunt niciodată egali. Când, ca și mileriții ar trebui să stai de o parte. Dar așa cum discutam și după clasă, după curs, începem să realizăm. Nu putem să avem acest tip de atașament de ceva sau cineva de pe pământ. Pentru că nu ei sunt liderii noștri, nu pot fi eroii noștri. Și ei au greșeli și au greșit. Au compromis. Începe să ne reamintească că trebuie să aparținem doar unui singur împărății. Haideți să îngenunchem și să încheiem cu rugăciune. Dragul nostru Părinte din Cer, îți mulțumim pentru astăzi, îți mulțumim pentru sabatul Tău. De fiecare dată când învățăm o lecție, Tu o faci să fie și mai profundă.
Realizăm că nu putem să avem încredere într-un partid politic, dar apoi avem o claritate mai mare și vedem că cu toții aparținem unei singure împărății apoi trebuie să ne asigurăm că înțelegerea noastră a acestei istorii trebuie să avem perspectiva corectă. Și acest lucru ne schimbă complet modul în care te vedem pe tine. Că tu niciodată nu ai dorit o superputere care ar putea să abuzeze acea putere. Cum ar fi putut să fie ca un miel? La fel cum și noi ar fi trebuit să învățăm. Intenția ta pentru ei era să fie ca un miel. Chiar cu costul expansiunii. Avem foarte mult de învățat. Mă rog ca tu să ne înveți, pentru că unele lecții ne dor. Încă ne dorim să avem eroi lumești, ca și Abraham Lincoln. Dar vedem că ei au greșeli. Aștepte-ne să împărțim corect cuvântul adevărului. Mă rog acestea în numele lui Isus. Amin.